Dragostea și ura sunt sentimentele care ne aduc viețile puțin mai aproape de scenariile telenovelelor. Cum fiecare dintre noi le-a simțit măcar o dată în viață, nici vedetele nu au scăpat de aceste momente mai mult sau mai puțin plăcute. Ce înseamnă pentru tine dragostea și ce înseamnă pentru tine ura? Dragostea e motorul vieții, ura nu o cunosc. Se zice că e doar un pas de colo până acolo, însă eu cred că este tot o iubire, știi, rănită.